Bună ziua și bun găsit la emisiunea Oameni Faini la Brașov. Sunt Cristi Florea, iar astăzi l-am invitat în emisiunea noastră pe Lucian Pătrașcu, candidat la președinția Consiliului Județean Brașov, fost subprefect, fost secretar de stat în guvernul Dăncilă, lider la municipiul la PSD și multe altele. Bună ziua, domnule Florea, și mulțumesc de invitație. Da. Mai sunt două zile și începe campania electorală. Păi mâine începe campania electorală, vineri este prima zi de campanie. Pregătit? Așteptăm cu mare bucurie această campanie electorală de 30 de zile. Mă pregătesc de 3 ani de zile să intru în luptă pentru a câștiga. Da, cred că sunteți singurul care, într-adevăr, ați anunțat cu mult timp înainte. Mi-am dorit să candidez la 2024 la aceste alegeri. Acum s-a schimbat macazul, sunt la primărie. Nu mai la primărie, la Consiliul Județean, dar din punctul oricum sunteți vedere, cea mai vizibilă persoană de la PSD. Din punctul meu de vedere, nu este nicio fel de problemă dacă candidez la Consiliul Județean. Municipiul este jumătate din județ. Municipiul plus zona metropolitană reprezintă 73% din județul Brașov și consider că toată munca care am depus-o eu împreună cu colegii mei de la municipiu a avut efect și, prin urmare, organizația județeană pe această cale m-a desemnat pe mine să fiu candidatul la Consiliul Județean Brașov. Începând de vineri, timp de 27 de zile până pe data de 7 iunie, va fi campania electorală prin care toți candidații își vor prezenta proiectele. O campanie atipică, aș putea spune. Vor veni cu proiecte concrete pentru brașoveni. Sper din tot sufletul că această campanie să fie o campanie pe proiecte, pentru că am văzut de la anumite partide politice care au început să facă plângeri penale în stânga și în dreapta. E treaba lor ce fac. Important este ca brașovenii, pe cei care îi vor alege în următorul mandat 2024-2028, să vină cu proiecte clare, concrete pentru ei, pentru comunitățile care trăiesc, pentru județul Brașov. Domnule Pătrașcu, eu pun o altă întrebare, că ați făcut referire la plângeri penale și tot felul de sesizări. Dar de ce se fac acum, în preajma campaniei electorale? Adică, până acum, ei au niște informații, dar abia acum ies în campanie electorală. Nu. Ei, în primul rând, trebuie să-i întrebați de ce acum... Asta e un fel de tăimire, așa, adică când ai niște informații și le spui doar acum... Mi-a plăcut ca cei care au făcut plângeri penale să fi văzut și colegii din partidul lor care au prejudiciat bugetul local, în speță primarul Coliban. N-am văzut să se facă plângeri penale. N-am văzut să se facă plângeri penale... Și este dovedit, adică în momentul de față, primar, la nivel de municipiu sau Consiliul Județean, ei USR-ul e singurul partid care are deja... o persoană urmărită penal pentru infracțiuni de corupție, pentru că așa scrie infracțiuni de corupție, și mai sunt niște dosare lucru și pentru primar. Încă o dată repet, lucrurile astea se știau de mult. Da? S-au făcut acum plângeri penale, întrebați-i pe ei de ce s-au făcut acum și de ce nu s-au făcut în trecut. E problema lor. Însă, ceea ce mi se pare puțin absurd este că tu, un partid, ai colegi care vin instituții ale statului și îți spun foarte clar, domnule, s-a prejudiciat bugetul local, s-a făcut tot felul de lucruri care nu sunt în regulă cu afacerea morală. Da? Bine, m-a mai spus și instanța odată. Tu ai luat niciun fel de măsură cu privire la aceste lucruri, n-ai făcut nicio plângere, nu te-ai sesizat absolut deloc. La adresa colegilor tăi care au spus niște instituții ale statului ce au făcut, da, și că au făcut greșit ceea ce au făcut, dar contra candidații tăi faci plângeri penale. Sau mai există acea chestie, am observat, penalele lor sunt mai bune decât penalele altora. Că deci, imediat au opozat în victimă, că domnule, că a fost pre-campanie electorală, că de ce acum? Nu știam că procurorii în campanie electorală și au concediu. Eu chiar nu știam chestia asta. Și anul trecut, urmă cu 4 ani, când a fost la fel campanie electorală, fostul primar a avut niște probleme și niște plângeri penale venite tot din partea USR. Deci, atunci procurorii puteau să-și facă treaba, acum nu mai pot să-și facă treaba, că eu nu înțeleg nici eu cred că logica asta. Timp de 4 ani de zile, 3 ani și jumătate cu această administrație USR la Brașov și-au conștientizat faptul că nu e o administrație care să furnizeze în primul rând proiecte pentru comunitate, pentru că contează foarte mult ca în timp de 4 ani de zile să faci lucruri pentru comunitate. Da, dar văd că se laudă cu proiectele foștilor. Vă dau exemple foarte clare. Avem primar din județul Brașov care în timp de 3 ani de zile a făcut foarte multe lucruri. Primarul de la Codrea, care a făcut, a renovat spitalul, care
a făcut acel maial. Inclusiv Săcele, Făgăraș. Care a renovat școli, care a făcut creșe. Cristian Ghimbau. Adică sunt și de la PNL și de la PSD. Cu 160 de locuri. Coliban a făcut o creșe cu 80 de locuri în tractorul, care nici astăzi este dată drumul din cauza proiectării greșite care s-a făcut la creșa respectivă. La fel deci, și proiectul Iepure, că... care tot așa fel. A intervenit și acolo la proiectare și a ieșit ce a ieșit. Un parc care a doua zi era stricat. Lăsați-mă să termin. Da. Eu cred că brașovenii conștientizează faptul că actuala administrație, din păcate, a fost un eșec, a fost un experiment ratat pentru acest oraș. Și în data de 9 iunie vor vota la primăria Brașov George Scripcaru, iar la Consiliul Județean Cuncean Pătrașcu. La primăria Brașov, la municipiul Brașov, după cum bine știți, avem această alianță electorală între PSD și PNL. Iar la Consiliul Județean ne batem cu PNL. Vorbim totuși de... E o situație destul de ciudată la acest exact. Moment cu privire la această alianță. Dar este și o bătălie în același timp între două alianțe. Alianța PNL-PSD și alianța cu nimeni de asta, între USR și... Sunt două partide de care nici nu mai există. Efectiv la Brașov, n-au sediu, n-au nimic... PMP-ul cu Forța Dreptei, adică mai sunt niște oameni dintr-un partid, că efectiv partidul... Un partid nu înseamnă doi oameni. Asta spun, dar ei atât mai au cam, pe Brașov. Cam asta e situația la cele două partide, Forța Dreptei și... De asta spun, o alianță cu nimeni. Mișcarea că... populară, dar la ei 1 plus 1 plus 1 tot 1 fac. Deci, treaba, deci la ei 1 plus 1 plus 1 nu fac 2 sau 3. Dar e treaba lor, alianța lor să facă ce vor ei, nu, problema noastră nu este cu cine face USR alianță. Mai nu am văzut că... Este ca brașovenii să aibă un viitor primar și un viitor președinte de Consiliul Județean care să reprezintă comunitățile unde oamenii trăiesc și desfășoară activitatea în fiecare zi. Am observat că inclusiv David Dragoș era la un moment dat un partid, Partidul Speranța, nu știu care, în fine. Acum am văzut că ori la reper, ori la... Și pace. Tot, nu știu, pace, război. Ce? Oricum, atacă, mă uitam cum atacă acum pe toată lumea, inclusiv pe fostul primar și PNL-ul, adică partidele care, până la urmă, l-au trimis acolo. I-au dat un loc de muncă. Suntem o țară democratică, fiecare face cum consideră de cuvință pentru el. Ceea ce vreau să spun este următorul lucru. Județul Brașov, față de alte județe din România, a rămas foarte mult în urmă. Și aici putem vorbi despre sănătate. Din păcate, în ultimii 8 ani de zile, pentru că se discută de foarte mult timp de spitalul regional și nu s-a făcut absolut nimic, iar acest proiect este astăzi în sertarul domnului primar Alen Coliban. Asta zic, aici e din cauza primarului. Nu s-a făcut absolut nimic. Da, dar și spune chestia, nu e din cauza primarului. Păi tu ai alianță la județ, PNL și USR, astăzi sunt în alianță la județ. Corect, da? Pentru că au viceprimar, au și cei de la USR, au un vicepreședinte. Dacă spitalul regional este insertat la Coliban, de ce nu ai discutat cu Coliban? De ce nu te-ai implicat în chestia asta? Din punctul meu de vedere, și am spus lucrul ăsta la mai multe emisiuni și asta consider eu de cuvință, spitalul regional, din punctul meu de vedere, obligatoriu trebuie avut un parteneriat între primăria Brașov și Consiliul Județean. Aceste două instituții trebuie să se unească, să lasă orgolii la o parte, indiferent cine va fi, dar din punctul meu de vedere, după data de 10 iunie, domnul Scripcaru și domnul Pătrașcu la Consiliul Județean, trebuie să unim forțele, aceste două instituții să creeze un parteneriat astfel că spitalul regional să ia ființă cât mai repede posibil. Să ia ființă cât mai repede posibil, pentru că, din păcate, au trecut 8 ani de zile și vorbim despre acest proiect care, din păcate, nu a ajuns la o fază foarte, foarte incipientă. Spitalul Mărzescu din Brașov arată dezastros. Nu s-au mai făcut investiții în Spitalul Mărzescu de peste 20 de ani de zile. Spitalul Astra, la fel, investiții acolo foarte puține și arată, din păcate, în condiții care nu sunt de demne de 2024 de o țară europeană. Spitalul Tractorul, la fel. Avem dispensare din județul Brașov care nu s-au investit acolo absolut deloc. Știți ce poate face Consiliul Județean cu aceste dispensare? Vă dau un exemplu. Aceste dispensare aparțin OAT-urile din zonele respective, primările din zonele respective. O primărie de comună nu are foarte mulți bani, dar are un dispensar. Dispensarul respectiv poate să acceseze fonduri europene, da, pentru achiziția de echipamente medicale. Dar, bineînțeles, la fiecare proiect european există acea cofinanțare de 10-15% cu care trebuie să vină primăria respectivă. Da? Și care primăria respectivă a unei comune poate nu are 100.000 de euro sau 150.000 de euro să vină cu o cofinanțare pentru investiția medicală. Și atunci Consiliul Județean poate să vină în sprijinul acestor dispensare, astfel încât
cei care locuiesc în comunitatea respectivă să poată beneficia de un serviciu medical mult mai specializat. Se poate face foarte multe lucruri. Poți să vii să acoperi cheltuielile neeligibile la școli, la educație. Asta poate să facă Consiliul Județean. Însă, din păcate, ăsta este adevărul, dragi brașoveni. În ultimii 8 ani de zile, și în 2016, și în 2020, s-a câștigat cu proiectul aeroport. Este un proiect foarte bun pentru județul Brașov. Nimeni nu spune lucrul altfel decât acest lucru, că este un proiect foarte bun pentru Brașov. S-au investit toți banii din Consiliul Județean către aeroport. Guvernul României a dat foarte mulți bani către aeroport să se facă acest aeroport, însă să nu uităm faptul că acest aeroport a fost făcut în 15 ani de zile, început de Căncescu, terminat de Veștea, da? Iar celelalte probleme ale județului Brașov... Și a fost același partid care a avut o majoritate tot timpul. Nu au contat. Celelalte probleme ale județului Brașov nu au contat. Sănătate, infrastructură rutieră, păi sunt foarte multe drumuri județene în județul Brașov care arată dezastros. Sunt foarte multe drumuri județene, în proporție covășitoare, cred că de peste 60%, care nu sunt marcate. Care nu sunt marcate. Și dacă circul seara pe acele drumuri județene, sau dacă ai ghinionul să nimerești o vreme rea, dar să vii pe ploaie, ai probleme de siguranță circulației pe acele drumuri județene. Și asta nu s-a întâmplat în 8 ani de zile. Dacă e să vorbim despre transportul interjudețean. Dacă pe zona metropolitană, municipiul și orașele din zona municipiului există această agenție metropolitană a transportului, da? Care are un master plan de asigurare a transportului între localități, cum am trecut de zona metropolitană către Făgăraș, către Vâlcea, către celelalte zone, da? Nu mai avem acest transport interjudețean. Deci, practic, Consiliul Județean nu a avut în vedere timp de 8 ani de zile să aibă un master plan pentru acest transport interjudețean. Ce înseamnă acest transport interjudețean? Cei care locuiesc la sate, la comune, nu au acces pe transport public către municipiile și orașele din zonele lor. De exemplu, satele de sub munte din zona Făgăraș, dacă nu ai mașină personală, locuiești în satul respectiv sau în comuna respectivă și nu ai mașină personală, nu poți să ajungi la Făgăraș. Că n-ai, pe jos nu poți să ajungi. Transport public nu există acolo. Și atunci cei care locuiesc în zonele respective trebuie să meargă obligatoriu cu mașina personală. Copiii care merg la școală dintr-un sat, într-o comună sau într-un oraș, ei sunt duși cu mașina personală, ceea ce nu este în regulă. Iar timp de 8 ani de zile, acest președinte de Consiliul Județean, fost președinte de Consiliul Județean, n-a avut în vedere toate lucrurile astea. Sănătate, infrastructură rutieră, transport interjudețean, dar avem aeroport. Bine, la sănătate s-au mai băgat bani, adică cel puțin pe Brașov m-am mai văzut, într-adevăr, la spitalul județean, s-au făcut investiții la maternitate. Și credeți că este de ajuns? Nu, trebuie mai mult, dar să nu uităm că și gradul de datorare am înțeles că e destul de măricel la Consiliul Județean. Păi de ce s-a îndatorat? Pe ce s-a îndatorat pe aeroport? Pe ce s-a îndatorat? Adică primăria mai are un buget, mai are bani, dar la pe ce s-a îndatorat Consiliul Județean? Pe ce s-a îndatorat Consiliul Județean? Și la urmă, Consiliul Județean poate să scrie foarte multe proiecte pe fonduri europene, să aducă bani din afară pe fonduri europene, pentru că avem această ocazie să aducem foarte mulți bani pe fonduri europene. Și pe care a fost făcut cu banii, cu banii Consiliului Județean. Banii românilor. Cu banii Consiliului Județean și a Guvernului României. Despre asta discutăm. Românilor. O altă problemă majoră, care din păcate s-au pierdut două finanțări pe două programe operaționale de fonduri europene. Acel CMID, Centrul de Management Integrat a Deșeurilor. Una din problemele din cauza că Brașovul miroase astăzi este că timp de 8 ani de zile Consiliul Județean nu a fost în stare să creeze acest centru de management integrat a deșeurilor. Ce înseamnă acest lucru? Astăzi, când discutăm, tot gunoiul din județul Brașov este dus la groapa de gunoi din municipiul Brașov. Dacă am fi avut acest CMID în județul Brașov, da, tot gunoiul era trecut prima oară prin acest CMID, era selectat, iar la groapa de gunoi din Brașov ajungea doar 15%. 85% era refolosit, da? Aveam plastic, sticlă, fier și alte lucruri, da? Era pus în fabricație din nou. Și la groapa de gunoi, în loc să ajungă 100% cât ajunge astăzi, ajungea doar 15%, da? Și una din problemele din cauza în care Brașovul miroase astăzi, zona Craită, Triaș,
este că timp de 8 ani de zile și Consiliul Județean poate să facă acest CMD. Nu Primăria Brașov, nu alte OAT-uri. Bine, și s-au pierdut, domnul primar Coliban a spus că există soluții. Și s-au pierdut 140 de milioane de euro în două programe operaționale care au fost deschise pentru acest CMID în județul Brașov, da? Și nu s-a întâmplat nimic. Iar culmea ironiei este că Brașovul, astăzi când discutăm, este singurul oraș cu județ din România care nu are acest CMID implementat. Toate județele din România au accesat fonduri europene și au început construcția lui. Ultimul județ care a semnat contractul de finanțare a fost județul Ilfov, care a semnat pe 9 martie contractul pentru accesarea de fonduri europene pentru construirea acestui centru de management integrat a deșeurilor. Iar Brașovul, astăzi când discutăm, este în aer. Când vin în fața presei, în conferință de presă și spun, domnule, avem probleme cu spitalele, iese Consiliul Județean, vom face spitalele, vom reabilita. Când spun că avem probleme cu centrul de agrement de sub Tâmpa, poftim. Domnule, e rușinea Consiliului Județean. Despre care eu mi-amintesc și probabil că ați citit la mine în ziar, cred că de vreo 6-7 ani tot scriu despre centrul de agrement. Nimic nu s-a făcut. A mai rămas acum din litere de Tâmpa ce scria centrul de agrement Tâmpa, a mai rămas Tâmplu. Probabil caracterizează și denumirea asta. Locația respectivă și zona respectivă este conducerea în centrul orașului. Acolo vin foarte mulți turiști. Este o pată neagră. Bine, dar clădirea s-a degradat și cineva ar trebui să plătească pentru la adresa Brașovului. Este vorba de câteva milioane de euro acolo. Cineva ar trebui să plătească pentru dezmățul ăla financiar. Singura chestie este că am vorbit cu consilierii județeni actuali și mi-a spus că s-a aprobat prin hotărâre de Consiliul Județean în anul 2018, că acest centru să fie renovat. În 2018, acum 6 ani de zile, da? Și nici până astăzi nu s-a pus în aplicare acea hotărâre de Consiliul Local. Însă, avem aeroport. Da, domnule Pătrașu, toți banii care aici, au fost aici, în Consiliul Județean... Aș arunca un pic vina și pe cei din PSD, și pe cei din USR, și pe cei din PNL. Aveți reprezentanți acolo? Eu nu am auzit. Eu merg la ședințe. Eu nu am auzit. Cei de la PSD executivul, tot întrebe despre centrul de agrement, să văd în fiecare ședință și întrebă. S-au întrebat. Când? S-au întrebat. Eu merg la ședințe. Nu, da, s-au întrebat. Problema este că executivul face aceste lucruri. Adică eu când îi văd pe liderul de la PSD stă în birou la președintele Consiliului Județean și stau la o cafeluță la nu știu ce, păi nu, ăsta este adevărul, domnule Pătrașcu, i-am văzut eu cu ochii mei, adică... Și are voie să stea... Dar nu că nu are voie, aia nu există opoziție, nu, dar 4 ani nu s-a făcut opoziție, adică e prietenie, e o prietenie tacită. Prietenie în niciun caz. Păi nu am văzut... Opoziție, Consiliul Județean nu există. Voi, cei care ați fost la Primăria Brașov, la Consiliul Local, da, ați făcut opoziție. Dar la CJ nu există. Au fost oameni. E o pretenie cu toată lumea și să... Mai degrabă opoziție face USR-ul care, culmea, este într-o alianță cu PNL-ul. Și ei mai degrabă sunt cei care fac opoziția acum. Opoziția la USR chiar n-am văzut în Consiliul Județean. La fiecare ședință fac. Doi la mână, prietenie cu PSD nu există. N-am avut niciun fel de alianță cu PNL la Consiliul Județean. Din cont, păi nu, dar e ciudat. USR-ul are cu PNL-ul la Consiliul Județean, PSD-ul are cu PNL-ul la Consiliul Local. Păi nu, cine să mai înțeleagă? Nu aveți acum. Acum da, suntem pe alianță. Dar până să avem alianța PSD cu PNL, și știți foarte bine că foarte multe proiecte au fost trecute doar cu voturile PSD și USR. Da, PNL-ul da, a votat, da, s-a ținut de la aceste proiecte. Asta, dar tot n-ați ieșit bine, oricum. Cu ce? Am văzut că acum sunt chemați brașovenii la următoarea ședință să ocupe iar, să intimideze într-un fel consilieri, pentru că așa e o practică, golănească, părerea mea, pentru că în general a venit Godină, care are un interes că socrul lui este acolo și să mai stea încă vreo 4 ani probabil tot consilier al primarului, să fie pe funcție, deși a zis că vine și reformează poliția locală. A fost reformată până acum poliția locală? Ați văzut vreo schimbare la poliția locală până acum? Nu. A venit un tip care încasează probabil un salariu de pomană și stă la țigară în fața primăriei, cam asta face. Și normal că domnul Godină vine, acum e foarte, foarte atent la toate, pentru că are interes, este clar. Dar presiunea asta care este pusă pe consilieri, mie mi se pare total aiurea, adică îi cheamă în sala de ședințe, dar în același timp au scos scaunele invitaților, le-au scos din zona lateral spate,
ca să nu mai e bune să se așeze, să nu-i facă cumva cineva poză domnului primar. Să vadă când îi suflă, când îi suflă consilierului personal, da, să vadă când îi suflă consilierului personal, ce să spună ședința și ce nu. Că bănuiesc că asta e problema. Eu cred că locul... Știți că au chemat poliția locală, pentru că pentru că un ziarist își făcea meseria. Făcea niște poze, simplu. Acesta și mi-a stărat în cazul respectiv. Da, și mie mi se pare oricum strigător la cer. Eu cred că brașovenii au înțeles ceea ce s-a întâmplat în acești 4 ani de zile la Brașov. O administrație care, din păcate, nu știe să facă administrație publică locală, nu știe să vină cu proiecte din contră, în loc să vină cu proiecte concrete, tu ai prejudiciat bugetul local. Și nu cu bani puțin, cu bani foarte mulți, cu cel puțin... Păi sunt câteva milioane la FC Brașov. 17 milioane de lei la FC Brașov, plus amuralul, plus contractele de... Sunt niște bani sifonați, efectiv, aiurea. Plus multe, multe alte lucruri. Dar avem răbdare, instanțele, din punctul meu de vedere, își vor face datoria, instituțiile statului își vor face datoria. Sperăm, domnule Pătrașcu, pentru că vedem, da. Nu știu cum, în urmă cu ceva ani, procurorii din Brașov erau foarte harnici. Imediat cum apărea un dosar, ceva, cum auzeau o informație, îl umflau pe sus pe fostul primar, fost președinte de CJ sau ce mai era, pe toți i-a luat imediat. Acum scriem noi de un an, spune Curtea de Conturi, s-au făcut și plângeri și nu vedem nimic în momentul de față. Adică chiar nu mai înțeleg acum. Mai avem... Avem procurori? Am încredere. Și eu am încredere, dar parcă așteptam prea mult și vedem că nu se întâmplă nimic. Altă dată erau mai harnici. Eu cred că fiecare își face treaba profesionist la locul de muncă și... Au început timid cu catacombele, dar catacombele erau nimica toată pe lângă... Să discutăm treaba... Nu suntem în măsură, dar sunt niște procurori plătiți din banii noștri. Haideți să avem încredere în instituțiile statului și eu personal am încredere în instituțiile statului că își vor face treaba. Dar să fie tratați în mod egal oamenii. Nu pe unii să iei imediat după o lună de la o sesizare, iar pe alții să-i ții, să-i protejezi, că au trecut, mai bine de un an. Și văd că nimeni nu este luat la întrebări. De exemplu, fostul primar. În campanie electorală, când a fost cu afișajul, care a fost acum de curând zilele trecute, a venit definitivă, este curat ca lacrima. Pentru că nu exista fapta de șantaj, nu exista acolo. Și a fost luat imediat, s-a făcut plângerea și imediat în câteva săptămâni a și fost pus sub acuzare. E corect? Și acum a trecut un an și un prejudiciu enorm și nu i-a pus nimeni sub acuzare. Asta mă îndă cu virgulă. Aveți încredere în instituțiile statului? Sper, domnule Pătrașcu, să aveți niște informații pe care nu le dețin eu. Nu am nicio informație, doamne ferește. Pur și simplu am încredere în instituțiile statului că își vor face treaba la timpul potrivit, la momentul potrivit. Mai mult de atât ce pot să zic. Nu poți să-ți dai cu părerea despre ce ar trebui să facă unii și alții. Atâta vreme cât există o sesizare la parchet, la DNA și pe unde s-au mai făcut sesizări, eu cred că persoanele din instituțiile respective își fac treaba profesionist. Domnule Pătrașcu, că la un moment dat a ieșit tâmpenii, nu pot să zic, pe surse, de pe WhatsApp, o discuție, un sondaj în care domnul Scripcaru stătea mai prost decât domnul Coliban. Ce este cu acel mesaj? Cum a apărut? Cât e de adevărat sondajul respectiv? Dar n-a apărut niciun sondaj. A fost o discuție pe WhatsApp, nu era sondaj, e adevărat. O discuție pe WhatsApp. A apărut un articol probabil plătit de adversari politici. Un articol în mediul online poate să scrie oricine. Nu? Și să dea un comunicat de presă și să zică că... Nu știu, dar aveți informații. Cum stau cei doi în momentul de față? Din punctul nostru de vedere, Alianța bate pe Coliban. Alianța PSD-PNL bate pe Coliban. Da, câți consilieri eligibili, mă refer la locurile eligibile, aveți în momentul de față? Cât o să intre de la PSD? Din punctul nostru de vedere, noi ne dorim să avem 18 din 27. 18 înseamnă 2/3. Dintre care PSD-ul cât o să aibă? Păi 7-11. Am înțeles. Și apropo că a văzut un comentariu al domnului Dan Ghiță, că el, nu știu, transmitea unui cetățean că el va fi următorii 4 ani președinte de ședință. Ați discutat așa ceva? Nu am discutat așa ceva, dar... Sau e o aroganță așa marca
Da, cred că a fost o afirmație neinspirată. Prost, inspirată. Neinspirată dumnealui. Haideți să ajungem, să trecem de la... Asta zic și eu, adică nici măcar nu au fost alegerile și unii deja se văd. Se face în octombrie, din punctul meu de vedere, mai e timp până corect, până, că tocmai în toamnă depunerea jurământului. Însă va fi ne dorim să băgăm 11 consilieri în Consiliul Local, înseamnă 2/3, astfel încât să nu avem probleme de majoritate cu patrimoniul. Bineînțeles, celelalte proiecte se trece cu majoritatea simplă, 14+1, dar ne dorim să băgăm în Consiliul Local 18 consilieri locali. Veți fi viceprimar? Dacă, să spunem, în cazul în care nu ieșiți la județ, că sunteți pe listă și la... Nu s-au discutat funcții, ca să înțelegem foarte clar. Nu s-au discutat funcții de persoane pentru ce funcții vor ocupa după alegerile din data de 9 iunie. Eu acum, la momentul acesta, sunt focusat pentru câștigarea Consiliului Județean. Eu îmi doresc să ajung președintele Consiliului Județean, nu să ajung viceprimarul categoric Brașovului. Pentru asta candidez, pentru asta mă lupt. Consider că Adrian Veștea și-a abandonat de două ori electoratul și în 2016 și în 2020, când a plecat de la primăria Râșnov și când a plecat din Consiliul Județean. El acum candidează doar de formă, ca să ne înțelegem foarte clar. Candidează dacă va câștiga, va pleca. Singura dată că ați plecat și dumneavoastră odată de la Consiliul Local. Va pleca. Da, dar nu eram în funcție, mare atenție, nu eram... Da, erați doar consilier, corect. Nu eram primar, n-am fost ales, n-am candidat. E adevărat, erați doar ales. N-am candidat la primărie și am câștigat și am plecat. Aveați calitatea de consilier, da. N-am candidat la președintele Consiliului Județean și am plecat după... Adică n-ați plecat de la primărie sau de la președinție, corect. Corect, nu sunt în aceeași situație, mare atenție. Și din punctul meu de vedere, la acest moment, este doar o candidatură de formă. Da? Pentru că, din păcate, dacă e să ne uităm la PNR, în afară de Adrian Veștea, foarte greu mai găsești pe altcineva care să candideze la Consiliul Județean. Da, am rămas și eu... Consiliul Județean, din păcate, e pe persoană fizică. Uimit că erau parlamentari, primari, pe fizică, din da, comune, trecuți, ceea ce mi s-a părut așa ciudată. Ciudat să pui pe lista de consilieri județeni, asta denotă faptul, ceea ce am spus înainte, că își abandonează electoratul, cum să pui primari în funcție, care nu vor merge niciodată la Consiliul Județean. La Consiliul Județean. Și mințe, care stau și bine în sondaje, culmea, adică vor rămâne primar. Asta. Adică de ce să minți electoratul? De ce să minți electoratul că acea persoană, acel primar, va fi consilier județean? De ce să faci lucrul acesta? Care este motivul? La Partidul Social Democrat, toți candidații de pe listă vor fi consilieri județeni. Asta este adevărul. Nu am pus nici primari, nici parlamentari, nici pe nimeni altcineva. Nici preoți de data asta. Nici preoți, așa este, aveți dreptate. De fiecare dată nici era strigură cât un preot. Nici la Consiliul Județean. Da? În sfârșit. A fost o decizie. O listă curată. Da, nu, că și înainte a fost curată, să știți. Da, era chiar curată, erau n-au fost... Chiar dacă erau preoți, că preoții sunt oameni, să știți... Da, da, tot timpul PSD-ul a avut impresia că vor primi nu știu ce suport din zona asta și de asta cred că bănuiesc. Că aveau câte un reprezentant al bisericii, care nu mi s-a părut ceva în plus. Contează foarte mult să ai un duhovnic așa în Consiliul Local. Da, s-a spovedit domnul Coliban... La actualul consilier local. Pot face foarte multe proiecte pentru comunitățile unde trăiesc preoții. Eu vreau să întreb altceva. Dacă ați luat în calcul și acest scenariu, în cazul în care, să spunem că mai târziu apar și procurorii și domnul primar Coliban ar putea fi urmărit penal, da? Am luat în calcul acest scenariu, nu știu ce vreți să spuneți. Vreau să spun că Alianța a luat în considerare și acest aspect, că poate să ajungă domnul Scripcaru, de exemplu, primar, și în varianta aceasta, în care să fie actualul primar urmărit penal, pentru că automat viceprimarii, cei care vor avea majoritate. N-am luat în calcul niciun scenariu de genul acesta. Lucrurile sunt foarte simple. Adică inclusiv cineva de la PSD sau de la PNL? Noi nu lucrăm pe scenarii. N-am ce scenarii. Adică ce scenarii să lucrăm la Consiliul Local sau la Consiliul Județean. Eu sunt focusat pe Consiliul Județean și îmi doresc să câștig președinția Consiliului Județean și pentru asta muncesc. Dar dacă iese domnul Veștea și spune că ar dori să fiți vicepreședinte, ați accepta? Păi în cazul în care câștigă el. Da. Păi eu nu cred că va câștiga el.
Da? Eu cred că eu voi câștiga și poate vreau să-i propună dumnealui să fie el vicepreședinte de Consiliul Județean. L-ați luat? Bineînțeles, dacă facem alianță, cum să nu, cu mare drag. Sau administrator public, măcar să-l luați? Da. Da, domnule Pătrașcu, ce ați plecat de la prefectură, v-ați înaintat demisia? Da, conform legii trebuia să-mi înaintez demisia. Suspendat sau cum? Nu, demisia. Demisia, demisia totală, demisia ați plecat. Cu 50 de zile înainte, 50 de zile se făceau pe 20 aprilie, am plecat pe data de 5, mi-am depus demisia, 5 aprilie. Adică sunteți liniștit în perioada aceasta? Sunt focusat 100%, de dimineață până seară, pe această campanie electorală, pe județ, pe municipiu, astfel încât scorul pe care îl va lua PSD în data de 9 iunie să fie un scor istoric. Aveți un pronostic pentru județ? Vreau să câștig. Odată și la Consiliul față de Județean, cât să luați? Nu, nu, față de 2020, stăm mult mai bine în județ. Stăm mult mai bine în municipiu. Sunt niște primării mari, adevărat. Ați câștigat Făgărașul, stăm mult mai bine pe Victoria. Stăm mult, mult mai bine pe județ. Sunt foarte multe primării pe care, din punctul meu de vedere, le vom câștiga. Și aici pot să vă zic de Predeal, care, din punctul meu de vedere, tânărul Gabriel Barbu se mișcă foarte bine. Dom'le, știți care e chestia? Asta este administrația PNL în ultimii 34 de ani. Vrei să vezi cum a administrat PNL un oraș în ultimii 34 de ani? Uite-te la Predeal. Predeal, da, dar ultimii 4 ani Predealul, a fost viceprimar de la PSD, de ce ați avut un conducere acolo. Nu contează, pentru că v-a zis foarte clar și în conferința de atunci presă. De ce mai e viceprimar dacă nu contează, domnule Pătrașcu? Nu poți să faci în 4 ani de zile ce nu s-a făcut în 34 de ani. Trebuie să înțelegeți lucrul ăsta. Deci trebuie să înțelegeți. Este adevărat, dar ce s-a făcut efectiv în Predeal? Pentru că n-a văzut nimic făcut. Primarul a fost condamnat, consilierii locali au fost condamnați. Bănuiesc că au fost condamnați pentru... Și are și viceprimarul o problemă, nu doar... Da, dar e altă problemă. Da, dar zic, are și el o problemă. Problemele care au fost ei... Mie nu-mi plac combinațiile și am înțeles că e scos tânărul ăsta în față ca să iasă primar și ca să-l numească administrator public pe actualul viceprimar. Mie combinațiile astea, nu plac. Cărțile astea care se fac pe la spate, pentru funcții... Veniți cu tot felul de scenarii care, credeți-mă, nu sunt adevărate. Unul la mână. Doi la mână, credeți-mă că... Dar păcate, și dacă va ieși domnul Barbu și va fi administrator public, actualul viceprimar, ce faceți? Vă cereți scuze? Dar nu, ați spus că nu luați în calcul scenariile astea. Încă o dată repet, domnule, eu nu iau în calcul scenariile dumneavoastră. La partid nu s-a discutat așa ceva. Dacă la partid. Dacă nu la partid. Păi nu pot să stabilească ei ceva, da? Fără să aibă o discuție și cu noi, da? Pentru că aici e și o chestie de imagine a partidului. Nu poți să faci tu lucrurile... Încă o dată repet, eu nu pot să vă spun dumneavoastră niște lucruri care nu s-au discutat. Eu nu pot să intru în scenariile dumneavoastră. Am înțeles, da, la partid nu ați discutat. Și nici nu o să fac lucrul acesta. Oricum, din punctul meu de vedere, Predealul este un oraș foarte greu. Indiferent cine va intra acolo, va fi foarte greu pentru că sunt multe datorii. Știți care e cheia fiecărui oraș de a se dezvolta? Sunt fonduri europene. Dacă ești în stare... Cât vor mai fi și fonduri? Vor fi. Stați liniștit că vor fi. Bani sunt. Bani sunt. Pe orice domeniu, să știți. Sunt deschise programe pe orice domeniu. Orice primărie, dacă are un primar deștept, gospodar... În ultimii 4 ani s-a accesat ceva de la Predeal. Pot. Păi, cu cine să accesezi? Iar repet, aveți un viceprimar acolo, de ce mai stai atunci? Să-și dea demisia dacă nu... Încă o dată repet, nu poți să faci în 3 ani ce să nu s-a făcut în 34. Sunt de acord, dar au făcut ceva măcar cât de cât? Au făcut, au văzut că au asfaltat trotuarul ăla pe DN1, au mai făcut câteva chestii, dar dacă te uiți în tot Predealul respectiv, e praf și pulbere. E bombă, da, tot, și e praf. Predealul și ce a fost? Cea mai importantă stațiune montană din județul Brașov. A fost perla... Asta din perla România. Dacă vrei să vezi ce a făcut PNL-ul în cea mai importantă stațiune din județul Brașov, uite-te la Predeal, să vezi cum arată Predealul astăzi. Ăsta este adevărul. Că a fost Marius Mateescu în ultimii 3 ani de zile viceprimar, încă o dată repet, nu poți să faci în 3 ani de zile ce nu s-a făcut în 34. Plus că v-a zis domnul Mateescu foarte clar în această conferință, în acea conferință de presă, domnule, oamenii erau pe nicăieri acolo, în acea primărie, nu știau ce să facă. Pentru că acea primărie, ani de zile, nu a avut primar și consiliu local. Da, deci, a fost o perioadă când n-am avut nici consiliu local. Da, era singura primărie. Nu știu de ce a fost condusă.
Nu știu de cine a fost condusă primăria respectivă. Foarte ciudat. Secretarul, erau angajați în primărie, conduceau primăria. E foarte greu să miști rotițele astea. De 3 ani de zile s-au mișcat o parte din ele. Dar vom vedea. Din punctul meu de vedere, revin la ceea ce aveți, vreau să zic. Aveți oricum, da, Codlea, că tot ați zis de Codlea, Codlea care va fi câștigată cu siguranță, Zărneștiul, Predealul, mai așa, eu nu aș putea să mizez acolo. Acolo fiecare, dintre cei, dintre cei trei, toți au o șansă importantă. La Predeal vom câștiga și o să vedeți cum vom câștiga. Vom câștiga pentru că oamenii s-au săturat. Eu am fost acolo, am fost pe stradă, am împărțit pliante și am vorbit cu oamenii. Dom'le, s-au săturat oamenii. E bătaia de joc. Acolo tinerii au plecat din oraș. Dom'le, n-ai ce să faci în orașul respectiv. Lasă cele iar, e bine. Orașul respectiv nu aduce turiști. Nu aduce cum ar trebui să aducă. E un oraș mort. Oamenii s-au săturat, să știți. Și au nevoie de o schimbare pentru ca acel oraș să se dezvolte. Schimbare pentru dezvoltare. La fel și la județul Brașov. Este nevoie de o schimbare pentru ca acest județ să se dezvolte. Să se dezvolte, ce înseamnă să se dezvolți ca județ? Dom'le, în primul rând trebuie să aduci investitori. Tu nu poți să aduci investitori, nu poți să te duci să vorbești cu marile companii europene, să le aduci în județul Brașov, să investească în fabrici, să creeze locuri de muncă performante, dacă nu ai infrastructură rutieră. Pentru că dacă vine și îți investește la Dumbrăvița, aș pe mașina în două. Ați fost pe drumul de la Dumbrăvița, care vine de la Brașov pe Dumbrăvița. Acolo nici n-a fost primar, că primarul ăla ca și rup a mașina. Fost de formă, așa, de... Mergeți pe drumul spre, de la Cață, să vedeți acolo cum îți rup mașina în două. Dom'le, încă o dată repet, tu prima oară trebuie să faci infrastructura rutieră. În tot județul Brașov. Dom'le, să poți circula în siguranță. După aia poți să aduci investitori. După aia poți să vină investitorii să-ți investească, să-ți creeze plus valoare zonei respective. Dar nu doar în zona metropolitană. Trebuie să ai în vedere și Făgărașul, trebuie să ai în vedere și Lupea, da? Nu s-a pus de către Consiliul Județean în ultimele 8 ani de zile problema turismului. Și la Rupea aveți o șansă mare, și pentru Rupea, că nici fel, acolo nu s-a făcut nimic. La Rupea la fel o să câștigăm în data de 9 iunie. A fost un primar de formă. O să vedeți că în data de 9 iunie PSD Brașov va face scor istoric și la municipiu și la județ. Bine, acum nici nu trebuie generalizat. Sunt și primării în care s-a mișcat în zona liberală. Ghimbavu, Cristianu, Ferdioara... Și probabil că mai sunt. Am dat doar câteva exemple. Adică sunt și unde s-au dezvoltat și au accesat fondurile europene și văd că sunt tot prezentate. Nu trebuie generalizat. Peste tot. Sunt oameni și oameni. Primari și primari. 100% nu o să câștigăm, dar vom câștiga mult mai multe primării față de 2020. La acest moment PSD are 17 primării câștigate în județul Brașov și cu siguranță vom avea... Deci veți scoate un scor mai bun decât mult mai fostul candidat la CJ de urmă cu 4 ani? Asta vor vedea rezultatele în data de 9 iunie. Nu vreau să mă pronunț în privința asta. Credeți-mă că nu mă gândesc la scor, mă gândesc la muncă, mă gândesc la echipă, mă gândesc că ceea ce trebuie să fac în aceste 30 de zile să fac bine. Iar brașovenii, bineînțeles, vor hotărâ cine este mai bun să le conducă viitorul comunității județene Brașov în următorii 4 ani de zile. Îmi doresc acest lucru, consider că este o schimbare. Oamenii trebuie să se mai schimbe și încă o dată repet, Adrian Veștea nu vine la Consiliul Județean să rămână încă 4 ani de zile președinte de Consiliul Județean. Va pleca, va candida, va pleca, dacă va câștiga, va pleca la guvern, în altă funcție, în altă demnitate publică, pentru că se pare că funcția asta pentru el a ajuns, a făcut o 3 ani de zile sau 7 ani de zile cât a fost președinte de Consiliul Județean. Acum aș dorește ceva mai mult. Ceea ce nu este un lucru rău, să-ți dorești ceva mai mult, însă nu e bine să păcălești pe oamenii, nu e bine să minți oamenii, nu e bine să-i abandonezi. Iar el lucrul acesta l-a făcut, din păcate, de două ori. În 2016, când a candidat la primăria Brașov, primăria Râșnov, și a câștigat primăria Râșnov în 2016 și a plecat la Consiliul Județean, asta mi se pare o prostie. Adică râșnovenii l-au votat că să-i fie primar și după aia, după ce te-ai văzut primar, ai plecat și te-ai dus la Consiliul Județean. Și după ce te-ai dus la Consiliul Județean, în 2020, la fel, le-ai promis brașovenilor, dom'le, voi fi aici să muncesc pentru voi timp de 4 ani de zile și după 3 ani de zile ți-a oferit o șansă să te duci la guvern, a plecat. N-a mai contat voturile, n-a mai contat promisiunile din campania electorală, n-a mai contat nimic. N-a mai contat problemele județului,
Da? A doua, ok, și mai bine pentru mine, gata, am plecat, mai contează. Acum a constat că revine din nou. Doamne, vreau să fiu președinte Consiliul Județean. Pe bune? Păi ne-ai fost și ai plecat, ne-am fost odată și ai plecat, acum vrei cum? E să fii din nou, să pleci ea din nou? Cum e chestia asta? Și e penibil în modul ăsta de a-ți păcăli electoratul, că vrei să-i reprezinți 4 ani de zile și de fapt tu gândirea